Ne mergem mai departe acum. Ionuț Cojocaru este un cunoscut și apreciat turcolog. Cel mai recent volum al său, intitulat Balcanii, reunește studii referitoare la una din zonele care, la început de secol 20, a fost considerată butoiul cu pulbere al Europei. Sunt 300 de pagini care ne oferă și o imagine de ansamblu a comunității turce și a celei tătare din România. Urmăriți un interviu de Maria Terzian și Florinel Dumitru. Scrierile istoricului Ionuț Cojocaru abundă în informații așezate în context, astfel încât cititorii să înțeleagă culisele hotărârilor complicate care au influențat viața a numeroase generații. Și în volumul Balcanii apărut în anul 2020, autorul rămâne obiectiv, riguros, atent la detalii și echidistant. Remarcabil este și faptul că în această carte există pagini referitoare la viața comunității turce și a celei tătare din România. Domnule profesor Ionuț Cojocaru, reveniți în atenția cititorilor cu un prim volum masiv dintr-o serie intitulată simplu Balcanii. Care este structura acestei cărți și ce aduce ea nou? Cartea a fost gândită într-un fel interesant. Urmărește practic activitatea mea științifică și am gândit-o pe două sau trei paliere destul de interesante, a spune eu. Studiile mele ținute la diferite simpozioane, conferințe internaționale, lor de cuvânt, cu având, bineînțeles, specializarea care m-a consacrat, și anume aceea de turcolog și specialist în spațiul balcanic. Ați studiat o perioadă îndelungată limba, cultura și civilizația turcă. Poate de aceea există în acest volum o prezentare a personalității liderului politic vizionar și atipic, cum îl numiți, Mustafa Kemal Atatürk, fondatorul Turciei moderne și a reformelor sale, printre care și adoptarea alfabetului latin. Vi se pare Kemal Atatürk cea mai luminoasă figură a Turciei moderne? Mustafa Kemal Atatürk este o personalitate fără doar și poate. Ca orice personalitate, are și puncte pozitive, are și puncte negative. Putem să-l încadrăm și la autoritatea cu care practic a fondat Republica Turcia, mai ales în dauna și cu o parte negativă, aș spune, în ceea ce privește minoritățile Turciei, dar în același timp, practic, a reușit cumva să ducă Imperiul Otoman sau gândirea de ev mediu a Imperiului Otoman cumva în epoca contemporană, prin reformele pe care le-a adoptat, cum a subliniat și noastră, reforma limbii, trecerea la alfabetul latin, dar nu numai, și codul penal și codul civil și toate, practic, instituțiile au fost construite după modelul occidental. În carte este și un amplu capitol dedicat dobrogei multietnice și mai ales comunității turce și celei tătare, și vedem acolo, conform statisticilor, la începutul secolului al XX-lea, de exemplu în 1930, câți turci erau în România? Comunitatea turco-tătară este destul de bine angrenată în sistemul românesc. Am putea spune că Dobrogea este un model de multiculturalitate care, fără modestie, ar putea și ar trebui fi preluat și de alte zone unde există tensiuni între minoritățile respective. După referendumul și după statisticile oficiale în perioada interbelică, erau undeva aproximativ în jur de 50.000 de turci și tătari. Ei au fost catalogați sau au fost puși de autorități împreună. Evident, în momentul de față se constată o temperare, aș spune, o scădere a numărului minorității respective, însă în ceea ce privește comunitatea turco-tătară din Dobrogea, practic urme și dovezi ale civilizației și ale stabilităților în zonă sunt neîndoielnice. Așa se explică probabil și construirea moscheei Carol I la Constanța, inaugurată în 1913, prima clădire din beton armat, și a seminarului de la Babadag, mutat ulterior la Megidia, de către Spiru Haret. Așa este, faptul că această moschee a fost construită de guvernul român arată într-un fel faptul că politicienii și oamenii, elita noastră din vremea respectivă, nu considera că ar face un serviciu comunității respective, ci pur și simplu aveau nevoie de un locaș important, un locaș în Constanța, care este cel mai mare oraș din Dobrogea, ceea ce arată că nu exista nicio diferență privind abordarea în ceea ce privește minoritatea turcotătară.
cui se adresează această carte? Cartea nu poate fi cadrată doar o carte de istorie sau nu poate fi cadrată doar o carte de relații internaționale sau de științe politice sau de istorie și civilizație, și aș putea spune că le completează pe toate. Adică, cu alte cuvinte, cititorii pot găsi practic momente și analize în ceea ce îl privește pe Mihail Gorbaciov, care știți foarte bine că a avut un rol determinant la sfârșitul secolului 20. În același timp sunt studii de istorie. Cartea se adresează pasionaților de istorie, de cultură, de civilizație și, bineînțeles, plecând de la ideea lui Nicolae Iorga, și anume faptul că nu ne putem înțelege propria noastră istorie dacă nu ne cunoaștem și istoria vecinilor noștri. Patru regizori și 5 zile de festival. Așa am putea descrie în cifre zilele filmului armenesc. Într-o perioadă încărcată de restricții, evenimentul a fost o surpriză plăcută pentru toți iubitorii de documentare și filme de ficțiune. Acestea au putut fi văzute pe pagina de YouTube a Uniunii Armenilor din România la sfârșitul lunii ianuarie. În plus, a fost organizată și o sesiune de întrebări și răspunsuri pe marginea filmelor prezentate.